Salutare! Astăzi o să facem un nou episod și o să fie un episod foarte special pentru că responsabilul pentru acest episod este acesta. Așa că dacă vrei să fii și tu responsabil pentru videoclip, lasă mai jos în comentariu un comentariu, o idee, o sugestie de videoclip pe care vrei eu să-l fac. Pe care vrei tu să-l faci, pardon. Așa că astăzi o să încercăm arome de la Eti Puff. Ați văzut că am încercat într-un videoclip niște Eti Puff și mi-a sugerat să fac chestia asta. Așa că, hai să-i dăm drumul și să nu mai stăm la discuții și primul Eti Puff este acesta, de ciocolată, cel mai bun, cu granule de ciocolată. O să trebuia să-l scoatem de aici. Mamă, cât de bine arată, cât de drăguț. Chestiile astea le mâncam când eram la școală, când eram, cred că, în clasele 1-4 și mi-am luat de fiecare dată. Dădeam 50 de bani, nici nu mai știu cât, sau 20 de bani, cât era pe vremea aia. Ia să vedem. Yummy. Practic astea sunt bezele, am făcut și odată o bezea. Și nu mi-a ieșit prea bine pentru că eu sunt un bucătar adevărat. Nu, cel mai mult. Cred probabil toate e tipurile. Ah, da, asta e și biscuiții ăștia. Deci asta este format biscuite, bezea și granule de ciocolată. Mamă, dar e foarte bun. Pentru 50 de bani cât am dat pe ea, e foarte bun, așa că o să-i dau nota 10. Următorul Eti Puff este acesta. Acesta este cu cocos, așa că hai să dăm bătaie. Îl desfacem, pentru că așa se cuvine și trebuie să... Fiți atenți la pufoșenia asta. Dar chiar că eu zici că e o pufoșenie. Văd că biscuitele diferă de celălalt. Mamă. M-am luat mușcătura, am luat, băi, frate. Mi se topește în gură, sau. E prea bun, prea calățat. Da, aroma de cocos se simte foarte mult. Deci e pur și simplu asta cocos. Biscuitele astea nu este de cacao, celălalt era de cacao, asta este de vanilie. Așa că este foarte bun. E ca și când te-ai simțit pe, în Hawaii și ai bea dintr-o, din aia, copai, nu că de cocos. Nu, e foarte bun, mă simt exact ca în paradis. Poftă bună, nota 10! Următorul este acesta, rozaliu. Probabil este cu căpșuni. Așa că îl desfacem. Avem și aici o săgeată în care ne zice open hit. Mă, cât de greu să desfac astea. Mă, cât de... Salut, biscuite. Fiți atent. Cu căpșuni asta, mă, cât de aromat e ăsta, cât de parfumat e. Mă, ce drăguț. Mă, deci asta am luat un gust. E puțin mentolat, nu, dar e foarte aromat, ăsta e cel mai aromat, cel mai dulce de până acum. Wow, ăsta este perfect pentru cei care le place dulce, foarte, foarte dulce, așa că o să-i dau nota 10. Super! Și ultima, dar nu cea din urmă, este acesta foarte colorat. Hai să-l desfacem chiar aici, să fie și focalizat. Ia să vedem. Trebuie să mă uit în camera, ia. Partea cea mai interesantă. Deci vreau să zic că ăsta are toate chestiile alea. A, dar văd că are și galben pe ea. Are cacao, căpșuni, galben și cocos? Nu cred că are cocos. Nu-mi lasă un gust unic în gură de ceva. E ca și când ai bea un suc cu mai multe fructe și nu-ți dai seama ce suc iese mai mult în evidență. Așa că, ceva de genul. Perfect! Așa că, dacă v-a plăcut acest episod, dați un mare like. Eu m-am distrat, apropo, trebuie să dau nota 10 pentru ăla neapărat. Dați un mare like și vreau să vă zic că voi sunteți foarte, foarte dulci. Pentru că am mâncat ceva dulce acum, tocmai de aceea văd chestia asta. Și dacă aveți idei, lăsați în comentariu neapărat. Așa că, vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari. Cei mai tare dansatori și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!